Bun găsit la știri! Într-o atmosferă festivă, Gala Fie a deschis în seara zilei de vineri oficial seria evenimentelor culturale organizate sub egida Festivalului Internațional al Educației. Concepută ca un eveniment de ținută, menit să celebreze educația în sensul său larg, Gala Fie s-a desfășurat într-un spațiu emblematic al Iașului, Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alexandri. În cadrul Galei Fie 2013 au fost acordate 10 premii de excelență. Academicianul Viorel Barbu Marele a primit Marele Premiu Fie. Invitații speciale ai Galei Fie au fost Lordul David Trimble, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, și maestrul Radu Beligan, președintele onorific al Fie. Am 94 de ani și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a îngăduit să trăiesc această minunată clipă de grație. Inima mea de copil a Iașului exultă de bucurie. În acest context, îmi face o deosebită plăcere să pot înmâna premiul cercetătorului al Bunului, domnului Cătălin Bogdan Galeș, lector doctor în cadrul Facultății de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Felicitări câștigătorului și felicitări Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Când am avut pe domnul primar, menționând acest laudațiu, am văzut laudațiu, m-au adus aminte de ce spunea un matematician german de la început de secol, Felix Klein, foarte cunoscut, foarte mare, când a fost sărbătorit de colegii săi, la vârsta de 60 de ani. Am spus, după ce am auzit laudele acestea, îmi dau seama că sunt în perioada de vechime. L-am primit Goguța, al nostru când va fi mare, își va alege o fată frumoasă, se va căsători cu ea și va naște o casă întreagă de copii și o va umple de bucurie și de viitor pentru biserică și pentru țară. Mulțumim! Inspectoratul Școlar Județean Iași a acordat premiul de excelență în educație domnului profesor Vasile Sorohan, coordonator al Centrului de Excelență al Județului Iași, profesor de chimie la Colegiul Costache Necruții din Iași. Dragoste și de vocație pedagogică. Îi vom da această temă de studiu domnului profesor, dar cu siguranță a găsit-o într-o formă măcar metaforică, pentru că elevii sunt mereu alături de domnia sa și invalidează prestația pedagogică științifică didactică. Vă mulțumesc! Bună seara! Distins alcitorii, sunt foarte emoționat și îmi folosesc în altă fața dumneavoastră. Vreau cu acest prilej să mulțumesc tuturor celor care au fost posibil în acest moment. Mulțumesc în primul rând pentru oamenii care, cu întâlnire, cu pasiunea, au reușit și au părțuns în taie din timpii. Mulțumesc colegilor mei și conducerii colegilor Costache din Necruții care m-au primit foarte frumos în colectiv și m-au sprijinit să înțeleg spiritul necruțist. Menționăm că Festivalul Internațional al Educației continuă și în această săptămână cu spectacole de teatru în aer liber, concerte dedicate absolvenților, dar și multe alte evenimente culturale. Accident rutier în această dimineață la ieșirea din Târgu Frumos înspre Roman. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a derapat izbindu-se de o auto utilitară de pe contrasens. În urma impactului dintre cele două autovehicole au rezultat 3 victime rănite ușor. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD, o ambulanță și un echipaj de la poliția rutieră care i-a testat pe cei doi șoferi cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza pe o porțiune de drum acoperită cu aluviuni, a derapat și a intrat în coliziune într-o auto utilitară condusă din sens opus regulamentar. În urma acestui accident au rezultat 3 victime rănite ușor, ce au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de bătămare corporală din culpă.
O minoră din comuna Mogoșești Siret este dată dispărută de mai bine de 3 zile. Secția 6, Poliție Rurală Pașcani, a fost sesizată încă din data de 14 iunie de faptul că minora nu a mai trecut pe acasă. Inițial, membrii familiei au declarat la poliție că se tem să nu fi fugit de acasă de rușine, deoarece aceasta era însărcinată cu un bărbat în vârstă de 55 de ani. Polițiștii recomandă tuturor celor care o întâlnesc să contacteze cea mai apropiată secție de poliție sau să sune de urgență la 112. Lucrătorii postului de poliție Mogoșești-Siret, județul Iași, au fost sesizați de către o persoană în vârstă de 42 de ani din localitate cu privire la faptul că fiica sa în vârstă de 14 ani a plecat de la domiciliu într-un loc necunoscut și nu s-a mai întors. Din primele verificări efectuate de către polițiști a rezultat faptul că în cursul zilei de 14 iunie 2013 minora, în lipsa părinților și fără să-i anunțe, a plecat de la domiciliu într-un loc necunoscut, lăsându-și acasă doi frați de vârstă mai mică. Minora anterior a mai fost plecată de la domiciliul și a stat la o persoană de pe raza comunei. În prezent, lucrătorii de la post efectuează verificări în vederea depistării acesteia. Minora are vârsta de 14 ani, are o înălțime de aproximativ 1,65 m înălțime, are părul negru tuns scurt, ochi albaștri, ten închis și are semne vizibile de sarcină. La data plecării de la domiciliu era îmbrăcată într-o pereche de pantaloni de culoare neagră, o bluză de culoare crem, iar în picioare purta o pereche de sandale de culoare albastră. Rugăm pe toți cei care o recunosc și dacă o văd, să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau prin apelul de urgență 112. Candidații care susțin anul acesta examenul maturității vor înfrunta în următoarele 5 zile proba calculatorului, una cărei promovare necesită doar prezența. Proba orală de competențe digitale obligatorie, programată să se desfășoare în perioada 17-21, va fi una lipsită de provocări, cum spun dascăli. Elevii vor trebui să arate că știu să mânuiască un calculator, însă nu cum sunt obișnuiți navigând pe rețelele de socializare. Printre cerințe se vor număra utilizarea unui motor de căutare pentru a găsi informații pe un anumit subiect, stocarea celor date într-un folder de pe calculator, căruia i-au creat în prealabil o denumire, dar și efectuarea unor calcule în programe precum Excel. Astăzi elevii susțin proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat. Proba are două părți. Prima parte vor rezolva o fișă de tip A când vor avea conexiune la internet și după 15 minute vor trece la proba a doua, proba de tip B, cu fișa de tip B, când vor realiza celelalte sarcini. Durata probei este de o oră și jumătate. La final, elevii vor primi calificative ce vor exprima nivelul de competențe pe care l-au primit de la utilizator începător, iar cel mai înalt nivel este utilizator experimentat. După ce absolvenții vor fi testați la proba de competențe digitale, urmează probele scrise conform următorului calendar. 1 iulie, limba și literatura română. 3 iulie, proba obligatorie a profilului. 5 iulie, proba la alegerea profilului. Pe data de 8 iulie vor apărea primele rezultate, cele finale fiind afișate pe 12 iulie. Motiv de bucurie pentru 9 familii de tineri din Pașcani. În cursul zilei de ieri, funcționarii primăriei au împărțit 9 loturi de teren pentru tinerii care doresc să-și construiască o locuință. Terenurile au fost atribuite în baza unei hotărâri a legislativului aprobată în anul 2012, ele fiind remăsurate de această dată cu instrumente de precizie. Doar 9 din cele 11 familii au venit să-și ia în folosință terenurile cu obligația ca în maxim un an de zile să înceapă construirea caselor. Da, astăzi s-a deplasat o echipă pe strada Morilor pentru a face măsurătorile și jalonarea terenurilor care au fost repartizate tinerilor pentru a construi case. Avem acolo 4 salarii la primărie, 2 de la serviciu gospodărie, sunt cei care au făcut aceste cereri, vor primi aceste terenuri și vor avea obligația ca în cel puțin un an de zile să treacă la construit. Terenurile se află pe strada Morilor, înspre suburbia Sodomeni, cu posibilitatea racordării la rețelele de curent electric, gaz și apă. Fiecare familie a primit câte 300 de metri pătrați cu titlul gratuit pe toată durata existenței construcției. Deci astăzi am procedat la atribuirea a 9 loturi în suprafață de 300 de metri pătrați de teren. Din cele 11 câte au trebuit a fi atribuite, în baza hotărârii Consiliului Local numărul 5 din 27.1.2012.
privind atribuirea lotului de teren pentru construirea de locuințe, proprietate personală pentru tineri, în condițiile legii 15 din anul 2003. Duminică, Comuna Miroslovești îmbracă haine de sărbătoare, asta pentru că de an bun, de Duminica Mare a Rusaliilor, localnicii sărbătoresc Ziua Comunei. În centrul satului va fi amplasată o scenă pe care vor urca artiști locali și ansambluri de muzică populară din zona Sucevei. Petrecerea va începe în jurul orelor 15, debutând cu grupul de dansuri populare din Miroslovești, format din localnici, îmbrăcați în portul tradițional moștenit din Străbun. Apoi ansamblul Ciprian Porumbescu își va face simțită prezența prin cântece și hore, iar spre finalul programului va fi ansamblul de dansuri din Mălin. De asemenea, distracția va fi antrenată de iujuri și standuri comerciale. Trebuie luat o hotărâre. Deci cam așa să cred că noi din 2007 s-au organizat. Da, tocmai de asta spuneam. Lună, iunie, mai exact de odată cu camul bisericii. Nu știu, prin activități de urmând ziua sa. O să fie activități culturale. Sperăm să avem sprijin și din partea școlii în Răsăvârcă. Am înțeles că chiar atunci se termină activitatea școlară, poate să fie observarea de sfârșit de an școlar. Ne dorim și desfășurarea unui program folcloric în prima zi, mai exact duminică. A doua zi, luni, o să fie activitățile de la biserică. Mai mult, fiecare om sărbătorește în gospodăria sa hramul comunei. Gospodinele pregătesc cele mai bune mâncăruri, iar cei plecați din aceste locuri se întorc cu bucurie în sânul familiei pentru o zi. Întâmplare surprinzătoare pentru o familie din comuna Heleșteni. La sfârșitul săptămânii trecute, un bătrân în vârstă de 68 de ani a fost găsit decedat chiar de către fiica sa. Și cum necazul nu a fost ajuns, corpul bărbatului a fost ridicat de polițiști și trimis la Institutul de Medicină Legală Iași după ce medicul de familie nu a eliberat certificatul constatator al decesului. Sâmbătă, fiica lui Dumitru Ioan, care locuiește în aceeași curte, a anunțat decesul părintelui ei. La câteva ore a fost contactat și medicul de familie al localnicului, care refuza să elibereze actul necesar pentru mormântare, deoarece nu se afla în evidență cu afecțiuni cronice. Însă familia nu a mai așteptat ca doctorul să se pronunțe și l-au pregătit pe bătrân pentru mormântare. Polițiștii sosiți la fața locului au fost nevoiți să întrerupă ritualul creștinesc și au deschis un dosar penal de moarte suspectă, iar corpul neînsuflețit a fost transportat la Iași pentru efectuarea necropsiei. La sfârșitul de săptămână, un bărbat în vârstă de 68 de ani din comuna Heleșteni, județul Iași, a fost găsit de către membrii familiei decedat în propria locuință. Din primele verificări efectuate de către polițiști, a rezultat faptul că bărbatul în cauză obișnuia să consume băuturi alcoolice și nu se afla în evidența medicului de familie cu afecțiuni cronice. Cadavrul a fost ridicat și trimis la morga Institutului de Medicină Legală Iași în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Confruntare sângeroasă între romii din comuna Ciohorâni. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost înjunghiat în abdomen de un tânăr dintr-o grupare rivală din localitate. Victima a ajuns de urgență la spital după ce în seara zilei de sâmbătă, în timp ce se deplasa cu familia într-o pădure din apropiere pentru a strânge bureți, a fost agresat de un alt grup de romi. Potrivit medicilor de pe ambulanță, bărbatul a povestit cum se războiește de ce avea vreme cu agresorii, dar din senin aceștia au scos un cuțit și l-au înjunghiat. Personalul medical a ajuns la fața locului, a acordat primele îngrijiri medicale și l-au transportat pe localnic la spitalul de urgențe din Pașcani. În jurul orei 6 a fost solicitată ambulanța la Ciohorâni pentru o persoană de 37 de ani, care era în drum spre pădure la cules de ciuperci și declarativ a fost agresat de niște persoane care l-au și înjunghiat cu un cuțit în regiunea hemitoracului stâng. După consult, medicii din compartimentul de primiri urgențe au stabilit că pacientul a avut noroc și a suferit doar o plagă superficială de câțiva centimetri.
Pe fir au intrat și polițiștii. În după amiaza zilei de 16 iunie 2013 a avut loc un conflict spontan între doi bărbați din comuna Ciohorâni, unul în vârstă de 37 de ani, iar cel de-al doilea în vârstă de 27 de ani. În timpul altercației, bărbatul în vârstă de 27 de ani l-a lovit cu un cuțit în zona abdomenului pe cel în vârstă de 37. Victima a fost preluată de către un echipaj al ambulanței și a dus la Spitalul Municipal Pașcani, unde i-a fost acordat primul ajutor și nu s-a impus internarea, având doar o plagă superficială. Pe numele agresorului, poliția a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de loviri și alte violențe și portul fără drept al cuțitului în locuri publice. Viceprimarul primăriei Pașcani Vasile Axinte neagă că s-ar fi antepronunțat în legătură cu firma care va câștiga selecția de oferte în vederea contractării de servicii de dezinsecție și deratizare, așa cum a apărut într-un articol publicat de un ziar local. El susține că nu a dat nicio declarație de presă în acest sens și că nici măcar nu a fost primită vreo ofertă de preț până acum. Axinte susține că procedura pentru selecția de oferte a fost demarată începând din data de 13 iunie și cel mai probabil săptămâna viitoare va fi desemnată firma câștigătoare. Suntem în faza de a primi oferte, urmând după ce avem ofertele să facem o selecție a lor și să dăm pe SIAP și apoi să trecem la activitatea propriu-zisă de dezinsecție și de ratizare. Definitivat un contract, pentru că nici ofertele nu au fost selectate, nici nu au fost primite deocamdată. M-a surprins că pe un anumit post de televiziune s-a făcut publică, deja am și spus care este câștigătorul ofertei, pentru că deocamdată nici nu avem o ofertă din partea acelei firme pe care i-au spus-o la televizor. Menționăm că pentru deratizare și dezinsecția din acest an a fost alocată suma de 150.000 de lei fără TVA, lucrările urmând să înceapă până la sfârșitul acestei luni. Polițiștii din Târgu Frumos au prins în flagrant la sfârșitul săptămânii trecute un bărbat care făcea trafic cu țigări de contrabandă. Acțiunea s-a petrecut pe o stradă din localitate. Bărbatul a atras atenția oamenilor legii printr-un comportament agitat, fapt pentru care aceștia au verificat conținutul unei genți pe care o avea asupra sa. Așa au găsit 200 de pachete de țigări de contrabandă de proveniență din Republica Moldova pe care intenționa să le comercializeze în piața agroalimentară din oraș. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Frumos l-au surprins în flagrant pe un tânăr din Târgu Frumos care se deplasa pe o stradă din oraș având asupra sa o geantă în care se aflau mai multe pachete de țigări de proveniență din Republica Moldova pe care intenționa să le comercializeze în piața agroalimentară din oraș. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, cantitatea de țigări fiind ridicată în vederea confiscării. De menționat este faptul că statul român este prejudiciat în fiecare an cu 300 de milioane de euro prin contrabandă de țigări și că în România sunt locuri unde contrabanda este de ani de zile un mod de viață. În cadrul Festivalului Internațional al Educației, Inspectoratul Școlar Județean Iași a demarat proiectul Pași de Copil în Iașii Marilor Zidiri, proiect ce implică parteneriate între unitățile de învățământ din Iași și cele din mediul rural. Proiectul dorește să promoveze mai multe aspecte, printre care șanse egale pentru copii, nevoia de cultură, bucuria cunoașterii, comunicarea și valorificarea unor concepte ca prietenia, solidaritatea sau dăruirea. Astfel, 48 de unități de învățământ și peste 900 de elevi vor fi implicați în parteneriate, printre care Colegiul Tehnic Mihail Sturza cu Școala Gimnazială Ciohorâni, Școala Gimnazială Ștefan Bârsănescu cu Școala Gimnazială Humosu sau Școala Gimnazială Hajdeu cu Școala Gimnazială Cozmești. La finalizarea proiectului se va elabora dosarul activității care va include imagini, poze reprezentative din cadrul proiectului. Această excursie, să spunem așa, face parte dintr-un proiect mai mare din cadrul activităților Festivalului Internațional al Educației care are loc la Iași în această perioadă. În cadrul acestui amplu proiect, Inspectoratul Școlar Județean derulează o activitate care se intitulează Pași de Copil în Iași și Marilor Zidiri. Anunțuri prin SMS la BIT TV. Trimite un SMS la numărul 1330 pentru o zi de difuzare, preț 3 euro, număr valabil în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote.
Trimite un SMS la 7550 pentru 7 zile de difuzare, preț 12 euro, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone. Mesajul trimis spre difuzare trebuie să conțină neapărat cuvântul BIT urmat de textul anunțului. Mesajul nu trebuie să depășească 160 de caractere, altfel va fi taxat suplimentar. El va fi difuzat pe videotextul BIT TV în maxim 24 de ore de la recepționare pe rețelele din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Iași pe RDS și în comunele din împrejurim până la granițele cu județele Suceava și Neamț, precum și pe ziarul orizont.info. Program videotext zilnic între orele 10 și 10, 18 și 22:09. Informațiile suplimentare privind difuzarea anunțului, fotografii, sugestii sau text suplimentar pentru anunț le puteți trimite pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com sau la numărul de telefon 0766800644. A început Litoralul pentru toți, un program de oferte speciale pentru stațiunile românești. Litoralul pentru toți înseamnă prețuri mici pentru sejururi la hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele. Vino la biroul de turism să alegi cea mai bună ofertă pentru familia ta. Biroul de turism, specialiști în concedii și bilete de avion. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Compleuri de vară pentru copii, diverse mărimi și culori, începând de la numai 11 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Florimer, aproape de casă. Autotranscom, singurul serviciu auto din zona Pașcani pentru autocamioane. Promptitudine, profesionalism, servicii la standarde înalte de calitate. Efectuăm reparații pentru motoare, mecanică, instalații electrice, aer condiționat, geometrie, roți și vulcanizare. Schimbarea cauciucurilor, a uleiului, a filtrelor sau a pieselor cumpărate din magazinul nostru se face gratuit. Oferim servicii de inspecție tehnică periodică în cele mai bune condiții, cu specialiștii din cadrul RAR Iași, iar în magazinul nostru găsiți o gamă variată de piese auto și cauciucuri pentru mașini. Autotranscom Pașcani, din dragoste pentru mașini. S-a deschis casa de amanet Hagi Gold pe splanada din Pașcani, la parterul blocului D8. Hagi Gold cumpără orice fel de aur și argint la preț maxim garantat. Numai aici puteți beneficia de cel mai mic comision de 0,14% pe zi. Tot aici puteți efectua transferuri rapide de bani prin MoneyGram. Hagi Gold. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Inspectoratul pentru situații de urgență a organizat joi și vineri pe stadionul Tineretului Tineaș etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Astfel, la linia de start s-au aliniat 8 echipe din tot atâtea comune ale județului. Pe data concursului a fost echipa din Lespes, vicecampioana României, care a și câștigat. La concursul organizat zilele trecute au participat serviciile private și voluntare pentru situații de urgență din județul Iași. Competiția presupunând parcurgerea a 3 probe practice, cum ar fi pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafetă 4 ori 100 de metri sau dispozitivul de intervenție. Și în
acest an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a organizat etapa județeană a concursurilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență. S-au aliniat la linia de start 8 loturi de pompieri voluntari. În urma desfășurării celor 3 probe a ieșit câștigător lotul comunei Lespez. Este bine știut faptul că acest lot de pompieri voluntari este vicecampion național la ediția de anul trecut. Senatorul Sorin Lazăr a deschis de ieri un cabinet parlamentar și în localitatea Poduiloaiei. Noul sediu este situat pe splanada din Parcul Central al orașului. La inaugurare au participat oficialitățile locale, oameni politici din Iași și localitățile învecinate, precum și foarte mulți locuitori ai orașului. Toți cei interesați să vină la audieri vor putea discuta cu senatorul în fiecare zi de vineri, începând cu orele 11, iar în cursul săptămânii beneficiază de un serviciu de permanență din partea personalului. Este doar o singură zi, deoarece de luni până miercuri senatorul își desfășoară activitatea la București, iar în fiecare joi acesta poate fi găsit la cabinetul său din Târgu Frumos. Activitatea pe care mi-o propun să desfășoară acolo este de a fi aproape de cetățeni fiecare vineri la audiențe, de începând cu ora 11, iar în plus de aceasta este un serviciu de permanență, permanent contact cu cetățenii din bazinul Poduiloaiei, comunele arondate acestui oraș, geografic vorbit, cu Ierbiceni, cu Popești, Sinești, Mădârșoac. Sper că, odată cu deschiderea acestui cabinet, să fiu mai aproape de cetățenii pe care reprezint în Parlamentul României, cetățenii din Colegiul 7 de deputați și 2 senatorial, și deciziile pe care le iau la București să fie în consonanță cu ceea ce îmi spun în teritoriu. Lista elevilor cu rezultate bune la concursuri și olimpiade școlare nu s-a încheiat. Zilele trecute, elevii de la Sadoveanu s-au întors cu premii și diplome de la competițiile de fizică și chimie. De exemplu, Raluca Chițescu, elevă în clasa 9H, a obținut premiul întâi la secțiunea noțiuni teoretice utilizate în tehnica de laborator, proba scrisă a concursului interjudețean de chimie experimentală și aplicată. La competiția aflată la cea de-a 6-a ediție au participat zeci de elevi pasionați de chimie. Sâmbătă am participat la concursul de chimie Iubește Știința și Știința te învață, cu profesorul următor, Pilintilie Otilia. Din 8 participanți am reușit să iau premiul întâi cu punctajul de 79 de puncte. Concursul a stat în probleme grilă cu întrebări din chimie aplicată. Printre premianți află și Nicolau Maria, elevă în clasa 9 la concursul de fizică Ștefan Procopiul al elevilor români de pretutindeni. Coordonată de profesorul Viorel Banu, tânăra a reușit în acest an să câștige aproape 10 competiții. Etapa națională a avut loc în zilele 14-16 iunie la Colegiul Tehnic Mihail Sturza din Iași. Din Pașcani participând și Vadim Carazan, elev în clasa 12-a E, locul 1, iar locul 2 a fost ocupat de elevii Bostan Remus Leonard, a 10-a E, și Morariu Adrian, a 12-a E. M-am bucurat. Subiectele au dezvoltat atât inteligența, cât și creativitatea elevilor. Și, ce să mai spun, a fost o experiență nouă pentru mine. Echipa de juniori a Clubului Sportiv Cosarom Pașcani a reușit duminică o nouă performanță. Pe stadionul municipal, tinerii antrenați de Șerban Neamțu și Florin Boboc au primit vizita celor de la Aerostar Bacău, partida contând în etapa interjudețeană a Campionatului Național de Juniori. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit. Noi ne revedem mâine seara începând cu ora 18:30 pentru a urmări cele mai importante evenimente din Pașcani, împrejurim Târgu Frumos și Hâlău. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe ziarul orizont.info. Sunt Ana Ursuleasa. Toate cele bune!